După cum am promis și data trecută, aducem bilanțul anului 2010 și de data asta. Iată că deja suntem tot mai aproape de începutul unui an nou care, cine știe, poate fi mai productiv decât anul care se scurge. Majoritatea vedetelor de acasă zic că vor începe noul an cu brio pentru că au deja proiecte ce vor vedea lumina zilei pe la începutul anului 2011. Despre frumoasele realizări ale anului 2010 ne povestesc cu mare drag Zinaida Julea și frații Advahov. E sărbătoare și răsună muzica, voi pune la tățaltă inima. Eu sunt joc păcat și fată, eu sunt joc de păcat și fată. Că dacă mă îndrept despeti, nu mă dopi șepti feti. Zău că nu mă dopi șepti feti. Să-i așa ca altă dată, eu sunt joc păcat și fată, eu sunt joc de păcat și fată. Că dacă mă îndrept despeti, nu mă dopi șepti feti. Zău că nu mă dopi șepti feti. E sărbătoare și răsună muzica, e băie bune la tățaltă inima. Anii mei ca niște flori toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. La capitolul proiecte nefinisate, stimata doamna Zinaida Julea susține că toate vor avea un frumos final în 2011, pentru că are oameni dragi care o ajută și o susțin în tot ceea ce face. Zice ea că mai are nevoie și de sănătate ca să le poată face pe toate, iar când vine vorba de oameni dragi, aici nu contenește să-i laude pe frații Advahov, cu care colaborează de ani de zile. Dar și aceștia la rândul lor au rămas foarte mulțumiți de colaborarea pe care au avut-o împreună cu doamna Zinaida Julea. Cântă lăutare,
cu vioara ta. Hai că vreau și eu acum să-i zic ceva. E un cântec vechi, cântat de-a mea bunică, când eram odată în sat copilă mică. Cântecul acesta și refrenul lui e luat din viața scurtă omului. Cântecul acesta și refrenul lui e luat din viața scurtă omului. Apoi cât trăiește, le are pe toate, și rele și bune, că așa-i viața, frate. Cântecul acesta și refrenul lui e luat din viața scurtă a omului. Este o vorbă veche, din bătrân ce vine, plină de adevăr și de înțelepciune. A greșit în viață este omenește, a iertat greșiții e dumnezeiește. Cântecul acesta și refrenul lui e luat din viața scurtă a omului. Lumea asta este, cum o știi și-o vezi. Eu de-a seară de când cântră-ntr-dir-dir-dir-dir-a, am făcut-o băl când cântră-ntr-dir-dir-dir-dir-a. Hai că-ți doamne zările cu imă, da-na-na-șuri mărși-n schivă. Pașii scărare și drum, eu acum merg la numă.
Au avut un an reușit și foarte productiv pentru că depun și o bucată mare de suflet în toate melodiile și colaborările pe care le fac. Atât frații Vasile și Vitali Advahov, cât și Zinaida Julia nu se opresc aici și au făcut deja planuri mari pentru anul care vine. Fii cu ochii pe Busuioc TV și vei afla neapărat care vor fi noile realizări. Și nu uita că tot de la noi afli cum a fost anul 2010 pentru artiștii de la noi de acasă. Thank you.